Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Energiile emanate de berbe continuă să pună presiune asupra ta. Posibilitatea sau șansa poate fi confirmată. Ai impresia că trebuie să faci o alegere cât mai curând posibil, așa cum se vede pe astrograma ta natală. Energiile din semnele prietenoase ți oferă sprijin și nu-ți permisă o decizie din senin. Din 8 martie, tranzitul lui Saturn te îndeamnă să te concentrezi pe ceea ce ți se potrivește mai mult. Aceste energii ușurează tensiunea și îți spun că, în loc să fii prea pripită, este mai bine să-ți iei timp de gândire. De asemenea, aceste energii încurajează reflexia asupra ambițiilor tale. Saturn stabilește o distanță de siguranță, tulburările externe te afectează mai puțin decât înainte, în consecință, obții o perspectivă care te ajută să iei deciziile corecte, cele care îți vor servi interesele, dragoste, te simți din ce în ce mai bine, treptat, revine controlul situației în propriile tale mâini, totuși, tensiunea atmosferei încă persistă, din 17 martie, Venus în Taur te readuce împreună cu oameni care împărtășesc aceleași valori cu tine. Dragostea ta și găsește direcția și fundamentele. Sfat, planetele însemne prietenoase acționează ca o baricadă pentru a te izola de presiunea exterioară. Experimentează cu soluții care vor apărea magic în fața ta. Cu siguranță nu vei regreta. Sănătatea. Nimic nu ar trebui să te îngrijoreze luna aceasta. Atenție însă! Afară domnește vreme înșelătoare, așa că hainele calde nu trebuie ascunse până la sfârșitul lunii martie. La mijlocul lunii martie, ar trebui să fii extrem de atentă în timp ce conduci și călătorești. De asemenea, pietonii vor trebui să fie foarte atenți pe drumuri. Banii Unii nu pot fi deranjați de surmenaj, așa că nu trebuie să uiți că există pauze de prânz și weekenduri. Nu te supra solicita! Este mai bine să amân chestiunile financiare. Nu lua decizii care îți vor schimba viața cu privire la investiții și partenerii de afaceri. Cu toate acestea, nu ar trebui să refuzi proiectele profitabile dacă îți oferă un profit suficient de persistent. Nu strică să te angajezi într-o formare avansată, chiar dacă nu ajungi la nevoia de a-ți deschide propria afacere. Atunci cunoștințele acumulate ți vor fi cu siguranță utile în practică. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea. Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept.